Da, suntem. Suntem și live pe Facebook, da? Bun, vă zic bună ziua și bine v-am găsit. Reluăm conferințele de presă organizate la sediul Alianței pentru Unirea Românilor din Traian 168. Sunt George Simion, sunt copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor. Alături de mine sunt domnii Dragoș Geamănă și Antonio Andrușceac. Avem de făcut mai multe anunțuri în cadrul conferinței noastre de presă de astăzi. Voi începe cu motivul pentru care am reînceput conferințele de presă. Astăzi îi prezint pe colegii mei, pe noi noștri colegi în Alianța pentru Unirea Românilor. Mâine vom anunța pentru alegerile locale și parlamentare mai multe fuziuni, mai multe formațiuni care vor candida pe listele Alianței pentru Unirea Românilor. Iar până duminică, în cadrul acestor conferințe de presă, vom anunța și vom prezenta numele mai multor candidați în multe municipii, reședință de județ și la șefia consiliilor județene. Suntem în perioada de precampanie electorală, așa cum a legiferat-o Parlamentul României, cum au votat aproape unanim toți parlamentarii români, stabilind data de 27 septembrie ca fiind data a alegerilor locale, moment când ne alegem edilii, consiliile locale, consiliile județene și președinții de consilii județene. S-au făcut mai multe dezinformări în mass media în ultima perioadă legat de alegerile locale și vreau să le corectăm un pic, pentru că nu putem merge din prima pe principiul de rea voință. Sperăm că există bună voință, sperăm că grija pe care guvernul o arată față de sănătatea publică este reală și nu este mimată. Noi suntem o formațiune politică nouă, suntem cea mai nouă formațiune politică semnificativă pe eșichierul politic din România. Vom avea candidați în majoritatea județelor, dacă nu în toate județele țării. Am luat ființă pe 1 decembrie la Alba Iulia și ne găsim în fața acestor alegeri din 27 septembrie nevoiți să strângem un număr imens de semnături, un prag enorm care a fost lăsat în continuare să existe de actualele forțe politice în ciuda actualei pandemii. Aproape 100.000 de semnături trebuie să strângă candidații Alianței pentru Unirea Românilor pentru a putea candida. 100.000 de semnături care trebuie strânse pe hârtie. Colegii mei au strâns deja primele semnături, avem strânse primele 500 de semnături, dar mai avem mult până la ajunge la cele 100.000 necesare înscrierii tuturor candidaților noștri în cursă. 100.000 de semnături, îl anunțăm pe domnul prim-ministru Ludovic Orban, înseamnă 100.000 de contacte. Repet, aceste semnături, în ciuda anunțurilor false din mass media, se pot strânge numai și numai pe hârtie. Se vehiculează ideea că pot semna prin e-mail sau pot semna cumva digital. Nimic mai fals. Ar fi fost bine în actuala pandemie să fie modificată legea electorală pentru a semna și a vota în format digital. Ori lucrul ăsta nu se întâmplă. Noi suntem un partid mic, avem încrederea și transmitem prin
această conferință de presă și prin transmisiunile live pe Facebook un mesaj către toți susținătorii AUR să ne susțină și împreună cu această formațiune nouă să reușim să depășim toate pragurile pe care actualele partide politice ni le pun în cale. Dar tragem un semnal de alarmă și spunem că de urgență guvernul trebuie să revină asupra ideii de a strânge semnături pe hârtie de la concurenții electorali, partide politice sau candidați independenți. Pentru că în această cursă vom susține un număr important de candidați independenți. Dau exemplu Bogdan Tobă la Buftea, primăria Buftea. Dau exemplu Simona Niculescu la președinția Consiliului Județean Argeș. Dau exemplu lui Cristi Brâncovan la președinția Consiliului Județean Timiș. Cerem autorității electorale permanente și guvernului să permită românilor să semneze inclusiv prin e-mail. Pentru că nu au putut până acum să pună la punct un proces mai securizat de manifestare a susținerii electorale. Și cerem să ușureze aceste praguri imense. Colegii mei prezenți în conferința de presă au strâns împreună cu un număr mare de organizații non-guvernamentale semnături pentru reducerea acestor praguri. Din păcate, lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că există interese transpartinice care nu permit liberalizarea scenei politice, din păcate. Colegii mei prezenți aici vin din aripa creștin-democrată, din aripa conservatoare a USR. Niște oameni cu valori adevărate, valori creștine, care nu au putut să își desfășoare și să-și manifeste aceste valori în cadrul Uniunii Salvați România. Aveam și eu și mulți dintre români așteptări de la partidele politice noi. Din păcate, aceste așteptări au fost înșelate. Partidele, așa zis noi, au fost capturate de grupuri de interese care se înțeleg foarte bine cu partidele vechi. Avem semnale multe din județele României de oameni care își doresc să candideze având o listă de consilieri și încercând să administreze cum pot mai bine localitatea din care sunt și sunt scoși de pe liste de aceste interese transpartinice. Avem cazul sectoarelor din București despre care vom vorbi, dar la fel se întâmplă peste tot prin țară. Atunci când un primar decide că vrea un consiliu favorabil și își dorește eliminarea opozanților locali, negociază pe sume mari direct la centru. Practicile astea trebuie dezavoate și mă întristează că inclusiv la partide nou apărute pe scena politică se întâmplă astfel de lucruri. Și mă întristează că aud inclusiv de la PNL-ul care conduce guvernul că face astfel de înțelegeri cu PSD-ul. Aproape 20, nu știu, 17 sau 18 primari de la PSD, Teleorman, au trecut la PNL în ultima săptămână. Oamenii cinstiți din acele localități vin către noi în încercarea de a reprezenta în continuare voința alegătorilor. Pentru că nu putem să avem cazuri ca la Teleorman sau ca la Pantelimon, Ilfov, unde respectivul primar
a trecut mereu înainte de alegeri la partidul care este la guvernare. Atât pe Antonio Andrusceac, cât și pe Dragoș Geamăn, cât și pe ceilalți colegi din gruparea creștin-democrată, din gruparea conservatoare, din USR, îi cunosc de mult timp, la acțiuni civice, au fost cu noi la toate cauzele drepte pe care le-am desfășurat în ultimii 10 ani, pentru oameni ca ei. Am înființat pe 1 decembrie la Alba Iulia Alianța pentru Unirea Românilor ca să își găsească o formațiune politică în care să se regăsească, să-și regăsească valorile. Noi avem 4 piloni de bază: libertatea, familia, credința și națiunea. Am încredere și în Dragoș, și în Antonio, și în ceilalți consilieri locali, și de la USR, și de la PNL, care nu se regăsesc în forma în care se prezintă partidele lor acum. Le punem la dispoziție platforma Alianței pentru Unirea Românilor, pentru a aborda serios alegerile locale și parlamentare care vin. Fac cu această ocazie un apel la toți românii onești să vină să candideze pe platforma Alianței pentru Unirea Românilor, asigurându-i că noi nu o să batem niciodată palma cu interesele transpartinice care nu-i lasă pe români să fie reprezentați politic. În stânga mea este omul care este, de fapt, singura opoziție reală la primarul Daniel Băluță. A fost liderul consilierilor locali USR în perioada 2016-2020. Am încredere în experiența lui administrativă demonstrată prin fapte și cred că locuitorii din sectorul 4 merită o alternativă. Cred că avem voie, dacă celelalte partide, de la PNL până la USR Plus, au făcut blat cu primarul Daniel Băluță și probabil cu toate interesele și clanurile care stau în spate, ne permitem și îndrăznim, că e o țară liberă încă, să facem opoziție în sectorul 4 pentru interesul cetățenilor. Antonio, te rog. Bună ziua tuturor, sunt Antonio Andrușceac, sunt, pentru cei care nu mă cunosc dintre dumneavoastră, membru fondator al USB și USR. Am condus și încă voi fi consilier până la sfârșitul mandatului, probabil, în cadrul Consiliului Local Sector 4 și am condus grupul de consilieri locali. Am făcut parte din structurile de conducere și decizii ale USR. Am fost, de fapt, până astăzi când mi-am anunțat demisia și când anunț că mă alătur celor de la AUR, oameni pe care îi cunosc și cu acelor valori rezonez, membru în comitetul politic, cu un vot acolo. Decizia mea a venit în urma unor discuții pe care le-am avut de multă vreme, în ideea de a uni dreapta politicii românești, dar și de a susține un partid care să aibă curajul să-și asume prin oamenii pe care îi propune în poziții de conducere valorile creștine, credința în tradițiile naționale, familia și libertatea pentru toți. Libertatea este un dar pe care Dumnezeu ne l-a oferit. Noi avem puterea de a alege și avem liberul arbitru pe care nimeni nu poate să ni-l îngrădească, dar este un drum cu dublu sens. Așa cum cei care contestă și ne contestă pe cei din politică care suntem
creștini conservatori, noi nu avem nimic cu valorile celorlalți, dar cerem ca valorile noastre să fie respectate și împreună să putem contribui la o societate mai bună și la o politică altfel, așa cum ne-am dorit în 2016 să facem. Despărțirea noastră a celor din grupul creștin democrat din USR nu este o surpriză, cred, nici pentru cei din alte partide politice, nici pentru cei din USR. Practic, în acest moment, cei câțiva oameni care mai rămăseserăm din gruparea creștin-democrată, un număr de consilieri pe care îl veți afla într-o viitoare conferință organizată aici la sediul AUR, am făcut pasul către această nouă formațiune politică. Sunt mulți cărora le este dor de fostul USB din 2016 și o să aflați în curând de ce acest dor. Sunt sigur că în viitorul apropiat vom putea pune umărul la o construcție nouă, la o construcție care ne va permite să ne afirmăm și să apărăm valorile tuturor românilor care în această vremuri de secularism pe care le trăim, s-au simțit cumva marginalizați, lucru pe care nu-l consider normal. Eu mă voi axa însă pe administrația publică locală. Sunt consilierul local care aduce în AUR, odată cu venirea lui aici, cele mai multe proiecte pe care le-a realizat vreun consilier local al opoziției în acest mandat. Sper ca experiența mea în administrația publică să fie de folos și sper ca oamenii care ne-au votat în 2016, pe noi ca oameni și care ne-au cunoscut activitatea și care știu că ne-am ținut promisiunile, să fie, așa cum mulți deja mi-au spus și mi-au promis, lângă noi, lângă AUR. Vă mulțumesc frumos! Și noi îți mulțumim, Antonio, și ne bucurăm de venirea voastră în sânul Alianței pentru Unirea Românilor, care, așa cum îi spune numele, e o alianță a tuturor românilor și trebuie să fie opoziția reală pe care românii nu au avut-o în ultimii 30 de ani. Din păcate, întotdeauna am fost forțați să alegem răul cel mai mic. De data asta, prin reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor, prin românii din afara sistemului care candidează, putem în sfârșit să alegem oameni care ne reprezintă. În sectorul 5, noi avem un candidat la primărie de care sunt foarte mândru, care își va anunța planurile într-o conferință de presă mâine de la ora 2. Nici la sectorul 5 al capitalei nu există opoziție. Nu există la opoziție la regimul Vanghelie continuat în mandatul domnului Daniel Florea. Blatul dintre PNL și PSD și restul partidelor este atât de evident încât se poate vedea de pe lună. Este suficient să vedeți ce propunere de candidat are PNL-ul la sectorul 5 și să vă dați seama că în continuare domnul Marian Vanghelie va rămâne la conducerea sectorului 5 deja din 2000 până în 2020. O să rămână până în 2024. Ăsta este sistemul care ne-a condus în ultimii 30 de ani. Oamenii buni din interiorul formațiunilor politice au fost marginalizați și excluși. Dar uite că în 2020 avem și noi o formațiune politică care să reprezinte românii și să ia apărarea valorilor românești. Și uite că în sectorul 5
oameni de valoare, care inclusiv au fost în USR de-a lungul timpului sau au fost în PNL, o să fim o voce de opoziție la regimul transpartinii care conduce primăria sectorului 5. Mă bucură venirea în echipa de la sectorul 5, în echipa de București, a colegului meu pe care îl știu de peste 10 ani în baricade civice, Dragoș Geamăn. Te rog, Dragoș. Bună ziua, numele meu este Dragoș Geamăn. Sunt psiholog de profesie. Am intrat în politică în 2016, în convingerea că se poate face politică cu onestitate și din altruism. M-am implicat în dezvoltarea USR, am fost președinte al filialei sector 5 timp de 2 ani. Am avut cel mai mare mandat de președinte al filialei sector 5, din iunie 2017 până în iunie 2019. Din păcate, am observat, în special după 2018, degradarea Uniunii Salvați România, din punct de vedere al eticii. În momentul ăsta sunt exclus din USR. Îi știu pe cei doi copreședinți ai AUR de mult. Pe George îl știu din Mișcarea Unionistă din 2012. De Claudiu Târziu știu din publicațiile în care a semnat, în special în Formula AS. I-am reîntâlnit în 2018 când au început să construiască această alternativă. Înainte să iau decizia de a intra în AUR, m-am gândit foarte bine. Am studiat care sunt propunerile pe care le are AUR. Am întâlnit cu candidatul AUR la sectorul 5 și am încercat să mă asigur că intrând în această formațiune politică pot să fac lucrurile pe care mi le-am propus în 2016. Am luat în calcul inclusiv varianta în care să nu mai fac deloc politică, să mi-am dat seama că la acest moment cel puțin, dacă m-aș fi retras, aș fi rămas fără speranța că în România se mai poate schimba ceva. Și asta a fost un lucru dintre cele care au contat când am decis să intru în AUR. Mulțumesc! Îți mulțumim și noi, Dragoș. Va fi o bătălie pe viață și pe moarte pentru ca o formațiune românească, o formațiune patriotică să acceadă în viitorul Parlament. Primul pas este depășirea tuturor obstacolelor care ni se pun în drum. Iată, 100.000 de semnături, astea sunt primele 10, 100.000 de semnături sunt necesare pentru a putea candida la alegerile locale. Am început pe site-ul nostru, www.partidulaur.ro, să punem totalizarea semnăturilor strânse în fiecare județ. Avem oameni buni peste tot. Deschidem larg ușile tuturor românilor care au încercat să schimbe România și nu au putut să o facă singuri. Îi invităm până duminică pe cei care doresc să candideze cu o listă de consilieri în localitățile lor pe platforma Alianței pentru Unirea Românilor să își depună candidaturile și dacă ele vor fi acceptate de Comisia noastră de Validare și Integritate a candidaturilor, vor putea să se lupte cu interesele transpartinice de la nivel local, pentru că banul public se fură de la nivel central, dar și în foarte multe primării, mai ales în primăriile de sector. Noi suntem Alianța pentru Unirea Românilor, suntem Partidul Libertății și tocmai pentru că suntem Partidul Libertății și ne-am exprimat opoziția deschisă față de legea carantinării,
Vreau să fac un anunț. Vreau să spun că oferim consultanță juridică tuturor celor cărora li se încalcă libertatea. Iar în momentul când AUR va fi în Parlament, va folosi toate mijloacele democratice pe care le are la dispoziție pentru a modifica substanțial această lege anticonstituțională. Libertatea nu poate fi îngrădită de guverne vremelnice. Este datoria noastră să înțelegem că dacă era necesar să depășim acest moment greu pe care îl trece tot globul pământesc, se putea da o lege care să fie în vigoare doar pe perioada în care acest virus ar fi fost periculos, pentru că sunt multe voci care spun pe argumente, inclusiv președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, că acest virus nu afectează marea majoritate. Și prin marea majoritate mă refer la 99,7% din populația globului. Eu nu sunt președintele Americii, însă poziția Alianței pentru Unirea Românilor de a respecta Constituția României și de a lupta pentru libertate este fără echivoc. De aceea rog toți românii, prin intermediul filialelor noastre din toată țara și din diaspora, dacă le sunt încălcate drepturile, să ne contacteze și fac un apel la guvern și la autoritatea electorală permanentă. În ultimul ceas, soluția nu este să se facă alegerile în două zile și să creeze mai multe motive de îndoială asupra rezultatelor. După cum există mai multe motive asupra măsurilor luate în timpul acestei pandemii, din cauza lipsei de transparență. Nu. Soluția este să permită românilor să candideze fără a le pune viața în pericol, fără a cere unui partid 100.000 de semnături în formă scrisă. Poate le va veni mintea la cap. După cum poate le va veni mintea la cap să nu inventeze concepte care nu sunt verificate în viața de zi cu zi, cum ar fi școala online. În Germania, de exemplu, școlile vor fi pornite, iar în eventualitatea în care se va găsi un elev care suferă de coronavirus, doar clasa respectivă va fi ținută acasă 2 săptămâni. Nu ne putem pune stop activității noastre de până acum. Și nu putem suspenda libertatea. Dar repet, eu nu sunt și noi nu trăim în Germania. Dar avem dreptul să luptăm pentru libertate prin metode democratice. Singura soluție reală pentru a schimba lucrurile în România este ca românii să-și asume această luptă și să candideze și să se reprezinte pe ei. De azi înainte, ca voce a opoziției reale, au Alianța pentru Unirea Românilor. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență.